târgujienii care trebuie să-și plătească taxele și impozitele trebuie să știe că pot beneficia de o reducere substanțială. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească este să dețină o casă sau un apartament mai vechi de 30 de ani. Reducerea se va aplica doar în cazul în care proprietarul a declarat anul în care a fost construit imobilul. Da, există în calcul, în formula de calcul a impozitului pe clădiri, un procent de reducere în funcție de anul construirii clădirii. Și anume, la clădirile care sunt cu vechime până la 30 de ani nu se acordă nicio reducere, la cele între 30 și 50 de ani 10%, între 50 și 130% și peste 100 de ani 50%. Aceste reduceri fac parte din formula de calcul a impozitului pe clădiri, nu trebuie contribuabilii noștri să facă niciun demers, pentru că se află deja, în, așa cum am spus, în calculul impozitului s-a ținut cont și de aceste reduceri. Târgujienii care vor să verifice dacă le-a fost aplicată corect reducerea impozitului trebuie să se prezinte la sediul Direcției de Taxe și Impozite Locale cu actul care să ateste data la care a fost construit imobilul pe care îl dețin.